De la pitonul care a înghițit o plapumă electro până la șarpele care a bătut recordul la mâncat. În natura sălbatică, multe animale, inclusiv și șerpii, sunt bucuroși de orice mâncare. Le este important doar să rămână sătui ca să continue să trăiască. Aceste reptile pot mânca tot ce e comestibil și nu prea. Deseori, această neputință de a delimita mâncarea poate să-i omoare, iar nouă, minim, ne aduc situații haioase. Astăzi o să vă povestim despre cele mai neobișnuite obiecte găsite în interiorul șerpelor gigantici. Așa că așezați-o cât mai comod, stoarceți butonașul de like și să începem! Doar priviți aceste obiecte neobișnuite găsite în burta șerpilor. Toate reptilele cunoscute la ziua de azi de obicei consumă doar carne de animal, mâncând jertfa în timp ce ea este încă vie. După ce a consumat hrana, șerpii pot să nu-și facă griji cu săptămânele de dobândire a hranei, pentru că în tot acest timp digeră încet ce au mâncat. Însă dacă hrana nu a fost aleasă corect și șerpii pot avea probleme cu metabolismul. Asta și s-a întâmplat cu următoarea noastră eroină care nu a putut învinge o oaie însărcinată. Priviți video până la final și veți afla ce se va întâmpla dacă un piton va înghiți o plapumă electrică, la ce pot duce deșeurile din plastic în natură și ce i-a mirat atât de tare pe oamenii de știință când au făcut autopsia unui piton. Mai departe va fi și mai interesant. Rămâneți cu noi! Oaie. De obicei, șerpii mari se hrănesc cu rozătoare, păsări sau reptile, dar uneori și ei își doresc ceva mai mult și se pot hotărî la un act disperat. Însă nu este clar până la urmă la ce s-a gândit pitonul de 6 metri care a înghițit în întregime o oaie însărcinată. Rezultatele acestei acțiuni rău gândite le-au putut vedea toți locuitorii satului situat nu departe de capitala Malaziei, Kuala Lumpur. Șarpele pur și simplu nu a putut să se miște de pe stradă și pur și simplu a rămas pe partea unde treceau mașinile, digerând masa copilului. Salvatorii care au ajuns la locul tragediei au mișcat din loc pitonul care zăcea de parcă era mort. Unica problemă cu care s-au pomenit apărătorii animalelor după ce au salvat reptila de la moartea de sub roți și au eliberat locuitorii satului de o astfel de barieră pe stradă a fost întrebarea ce totuși trebuie să facă cu șarpele. Trebuie să fie trimis la zoo sau să rămână în libertate? Până când se gândeau, pitonul care nu s-a isprăvit cu o pradă atât de mare a fost nevoit să scuipe jertfa. De această dată, șarpele a rămas viu și a plecat spre o nouă cucerire. Sticlă. Reprezentanții faunei suferă tot mai mult din cauza deșeurilor lăsate de către oameni. De la ele mor nu doar echinii în interiorul cărora se găsesc anual 100 de kilograme de deșeuri, dar și alți reprezentanți ai lumii animalelor, inclusiv și reptilele. Spre fericire sau nefericire, mulți din ei încearcă să lupte desinestătător cu plasticul pe care îl mănâncă întâmplător. Astfel, în ianuarie acestui an, un angajat al serviciului forestier Parvin Kasvan a publicat un video în care se vede cum cobra a înghițit o sticlă din plastic deoarece a crezut că e mâncare și încearcă să o scuipe înapoi. Apropo, acesta e primul caz documentat când un șarpe mănâncă o sticlă din plastic. Se pare că nimic nu o să se primească, dar șarpele până la urmă scapă de această sticlă, după care cobra a fost eliberată în pădure. Ecologii menționează că cobrele au abilitatea de a scuipa hrana de care nu are nevoie. Însă dacă un alt animal înghițea sticla, deceda la scurt timp. Dragi prieteni, vă rugăm să fiți mai buni cu animalele. Aveți grijă să strângeți din urma voastră toate deșeurile. Cerbi. Oamenii de știință din Florida au fost șocați din cauza la ceea ce au depistat după autopsia unui piton. S-a adevărat că femeia piton a mâncat 3 cerbi cu coada albă timp de 87 de zile. Cu alte cuvinte, ea a înregistrat un record în ceea ce ține de mâncat. Fiind din Asia de Sud-Vest, acest șarpe agresiv de 4 metri cu o greutate de 48,3 kg a fost prins de cercetătorii unei rezervații din Florida. Autopsia a arătat o cantitate mare de carne care nu a fost digerată, din oase și dinți. Astfel, autopsia a demonstrat că pitonul a mâncat 3 cerbi cu coada albă, care reprezentau 93%, 35% și 27% din masa pitonului. E primul caz cunoscut de autopsie a pitonului, intestinele căruia conțineau resturi de câțiva cerbi cu coada albă. Să mănânci 3 cerbi timp de 3 luni? Impresionant! Acest fapt demonstrează că metabolismul său era foarte puternic. Minge de golf. Iar acest caz, când un piton a înghițit din greșeală mingi de golf, poate fi numit destul de haios. Luând în considerare că s-a terminat bine pentru șarpe, acest sărman a fost găsit într-un coteț în Newton, statul Georgia, unde el a înghițit 2 mingi de golf din cauza că a crezut că sunt ouă. Proprietarul cotețului a găsit șarpele cu 2 saci mici în mijlocul corpului, după care bărbatul a luat reptila și a dus-o la veterinar care a reușit să opereze animalul și a putut extrage corpurile străine. Când reptila s-a făcut bine, a fost eliberată în natura sălbatică. La libertate.
plapumă electrică. În anul 2006, în Statele Unite ale Americii, un piton pe nume Gudine a înghițit o plapumă electrică mare, cu tot cu telecomandă și firul electric. Prin asta l-a șocat pe proprietarul său. Proprietarul pitonului de 27 de kg cu o lungime de 3,6 metri, Carl Bezonska, a atras într-o dimineață atenția la faptul că pitonul nu pare a fi sănătos, iar plapuma pe care o utiliza pentru a încălzi cușca a dispărut. Carl a presupus că cel mai probabil plapuma a mers la pachet cu un iepure pregătit pentru cina șarpelui. Poate că el nu a observat unde a început iepurele și a continuat plapuma. Probabil așa și a fost. Pitonul a fost operat de urgență ca să extragă plapuma și firele care se vedeau detaliat pe roentgen. Veterinarii au presupus că pitonul a avut nevoie de 6 ore ca să înghită plapuma. Dacă nu era operația de 2 ore, pitonul cel mai probabil nu rezista. Spre fericire, datorită efortului lui Christian Hostvand, specialistul din clinica veterinară care a făcut tot posibilul pentru a salva șarpele. Ouă. Cu câțiva ani în urmă, în unul din satele Nigeriei a avut loc un eveniment ciudat. Fermierii au observat un șarpe gigantic de 5 metri care zăcea la pământ. Burta sa practic bufnea, de aceea bărbații au presupus că șarpele este vinovat de dispariția unui animal de casă. Fără a se gândi mult, ei au împușcat șarpele și i-au tăiat burta. Ceea ce au văzut i-a uimit cu adevărat. În burta sa nu era un câine sau căprioară, ci în jur de 100 de ouă de șarpe și din ele puteau ieși șerpi de genul dat. Apropo, în această regiune, ouăle de șarpe se consideră un deliciu rar. De aceea, cei de la țară au avut un mare noroc. Fermierii au decis să se laude pe net cu așa o pradă, după care toate ouăle au fost mâncate cu poftă. Porc spinos. Așa s-a întâmplat că în timpul vânătorii pitonul se bazează nu pe imaginea vizuală, ci pe sentimentele chimice și calde, dar acest piton a înghițit mai mult decât ar putea mânca. Pitonul care trăiește în rezervația naturală din Africa de Sud nu și-a calculat puterile și a înghițit un porc spinos în întregime. Pitonul care s-a umflat atât de mult a fost observat de un turist care călătorea cu bicicleta prin munți. El i-a anunțat despre asta pe ranger și ei la rândul lor au presupus că șarpele de 4 metri a mâncat hrană netradițională pentru el. De obicei pitonii vânează war dogs și alte animale de dimensiuni medii. Însă, peste mai puțin de o săptămână, rangerii din nou au fost apelați de către un nou turist care a găsit un șarpe umflat în același loc. Dar de această dată, pitonul nu prezenta semne de viață. Autopsia a arătat că în interiorul șarpelui se afla un porc spinos matur cu o greutate de 13,8 kg. Tractul intestinal a fost distrus în totalitate de acele sale ascuțite. Însă, cu toate acestea, șarpele nu a decedat imediat. Animal necunoscut anterior. Cât de diversă este fauna planetei noastre? S-ar părea că pe timpurile noastre lumea animală este de mult studiată de oameni, dar asta nu e așa. În îndepărtatul 1976, locuitorul unui stat mexican, Chiapas, a găsit în pădure un șarpe coral gigantic și l-a transmis cercetătorilor. Ei au găsit în interiorul reptile un corp străin necunoscut digerat. Dar din anumite motive, asta nu li s-a părut ceva neobișnuit și exemplarul dat a fost păstrat în arhivă timp de 40 de ani. Doar recent, în anul 2018, el a decis să se ocupe o echipă de oameni de știință din Universitatea din Texas. Datorită acestui fapt, a fost înfăptuită descoperirea unui tip nou de șerpi. S-a adeverit că sub forma șarpelui coral era o altă reptilă, cu totul necunoscută. Masculul lung cu o lungime de aproape 26 de cm, deținător a trăsăturilor deosebite, autorii l-au numit pe tipul nou de șarpe, șarpe magnific de masă. Cercetătorii adaugă că alte detalii despre viața acestui șarpe nu le putem afla fără a observa comportamentul său în natura vie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți despre acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Apropo, pe canalul Lumea Tehnologiei, astăzi vom extrage câștigătorul. Intră și vezi, poate tu ești unul dintre cei norocoși. Pace tuturor, vă pupă la aia!